Băi, 12 și 15. Cea mai mare și cea mai mică. Băi, 7, da? 7 este egal cu 3 de... 16 egal cu 3 de D minus 5 de A. Așa, s-a ajuns. Bravo, mare. Ai găsit. Deci, da, egal cu 3 de B. 3 de B minus 5 de A. 7. 7. Da, da, da. 7 egal cu scoate limite în factor de pe lângă 3B minus 5A. 7 egal cu D ori 3B minus 5A. Adică de pe lângă 3B minus 5A. D ori ceva sunt linia 7. Așa. Și noi știm că 7 e mărim. Și ca să ne dea 7, de ar trebui să fie 1. Sau știam, noi știm că dacă de ar de 1 poate să fie 1 sau 7 și trebuie 1 și poate 5. Deci, hai să analizăm cazul. Cazul. Păi, dar nu stai să lăsăm de nou. Cât ori, cât la mulțin să facă 7? 1, 7, 1, 7, 7, da. Înseamnă că fie 1. Domnul, domnul profesor, dar 3 minus 5 ani poate să fie 1. 3b minus 5a, de ce? Nu poate fi 1. De ce? Pentru că ori, adică 3 ori ceva, de exemplu 3 ori 9, 27 la 5 ori 5, 25, adică nu de ori, nu de ori 10. Hai să analizăm, deci, 5, 5, deci, de ce? Da, și 5 ori cât îți faci de 1. Haideți să, să stăm un pic să analizăm. Deci mergem cu D egal cu cât vreți? D egal cu 7. 7. Și mergem cu 7, că dacă 3 e egal 3 pe minus 5a egal cu 1. Îmi place dacă găsesc eu o pereche aici. Atenție! Să găsesc o pereche de numere 1 și B pe care dacă înlocuiesc să facă 1. 3 ori cât? Minus 5 ori cât să facă 1? Nu se poate. De ce să spun? Nu se poate. Hai să încercăm. Da, da. Hai să încercăm, dar de ce să nu încercăm? Uite, dacă le iau pe B1, nu se poate, da? B în fracțiune. Le iau pe B2. 6 minus, a, da, 9 minus 1, a, da. Uite, să vă zic la. Deci B egal cu 2 și A egal cu 1. Aha. B egal cu 2 și A egal cu 1. O primă pereche. Aha. Mai găsim și alta. 3, B egal cu 3 și... Adică B egal cu 3 și... Nu cred. B-ul 7. B-ul 7 și... B-ul 7, 21. Și A, 4. 7 și 4. Bun. Da. 21 minus 20. Deci oameni au altă pereche, B-ul egal cu pe flu. 7 și A este egal cu 4. Nu poate găsi o regulă. Haideți să mai găsim una, pentru că chiar nu-i trebuie să ajungi prima. Stop. Așa, 7 plus 5. Uitați, vreau să vă rog. Eu zic că B-ul în general este 2 adunat. 5. 5. Înmulțit cu un număr K. 5 ori K. Uitați, la 2 s-a dat la 7, parcă s-a dat un 5. Următorul ar să fie așa. B-ul egal cu? B-ul egal cu 7. 7 plus 5. 7 plus 5. 5 care sunt de 2. Unde 7 plus 5? Păi de la 2 la 7 e diferență de 5. Și A? Atunci nu mai merge 2 plus 5. Adică B este 12 și A e 7. Atunci nu mai merge. Dacă le iau pe care 2. 2 și 10. 5 ori 2, 10 și 2, 12, vezi? 7 și 4 nu era 2 și au o să fie 7 jos. Și au o să fie 7. De unde ați sesizat el pe 7? Pentru că am făcut 1 plus 3, deoarece între 4 și 3 este diferența de 3. Apoi o să fie 17 și 10. Este aici, au este 1 plus 3. Și de acum... Și acum totul este rezolvat. Dacă
este invers și de egal cu 1 și 3b-5. Ba da! Cum? 3b-5 ar să fie egal cu 2. Nu contește. O secundă, ia. Dacă e de egal cu 1, nu mai simt. Păi da, analizăm și momentul ăla când nu-i simplificabilă. Că noi am zis așa, să se studieze dacă fracția este reductibilă. Poate să fie și... Există și varianta asta să nu fie simplificabilă. Deci dacă e egal cu 1, 3b minus... Asta am spus-o, că ne propunem să fie simplificabilă. Dar dacă nu e... Dacă nu, este ireductibilă aceasta. Și eu pot să așa fie și așa. Cazul acela. Domn profesor, pot să vă dau un caz în care e așa? Sigur, da. Adică am zis și noi aici, când nu e egal cu 1. Deci, dacă D e egal cu 1... Dacă D este egal cu 1, 3B minus 5A este egal cu 7. 3B minus 5A... A egal cu 7. Egal cu 7, informația. Și dacă B, de exemplu, este egal cu 4, 12 minus 5 este 7, nu? Da, 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 da. 27 minus 20. Da, 27 minus 20 face. Vedeți, adică se poate. În concluzie. În concluzie. M-ați... Nu încercați să urmăriți până la capăt, adică după ce am analizat cazul ăsta, trebuie să finalizăm, să găsim pe N de ce formă. N. Egal cu, uitați de ce formă este N. Am așa 3N plus 1. 3, vă rog să scrieți, 3N plus 1. Dar e așa și nu. Egal cu 3N plus 1, egal cu D, care D cât este? 7. Ori A. Ori A, de ce formă? 1 plus 3K. 1 plus 3K. Și atunci vine că 3N plus 1. Egal cu, să mulțim aici. Egal cu 7. E? Plus? Plus 21K. K. 21K. Adică nu... Vom scădea... 1. Da, scădem în 1 și o să dea 3N. Este egal cu 26 plus 21K. Împărțim totul prin... În 3. Prin 3. Și N este egal cu 6... Nu, cu 2 plus 7K. Plus 7K. Deci N este de forma N egal cu 7K plus 2. Deci dacă nu e de forma asta, totdeauna fracția se simplifică prin 7. Da. Interesant. Deci dacă n egal cu 7k plus 2, atunci fracția f egală cu 3n plus 1 supra 5n plus 4 este simplificabilă. Deci fracția asta este reductibilă, nu? Simplificabilă. Simplificabilă prin cât se simplificăm o sigur? Prin 7. Și cam... Da? Deci da. Dacă nu e de forma asta, se simplifică. Dacă nu e diferit, nu se mai simplifică. Da, profesorul și dau problema. Dar să finalizez ideea, ca să fie pe toată lumea clară. Deci ce s-a întâmplat aici? Am dat fracția asta. Despre care am constatat că la anumite valori ale numărului uneori se simplifica, cum a fost pentru n egal cu 2, s-a simplificat prin 7. Pentru n egal cu 1, nu s-a mai simplificat. Ireductibil. Și am zis așa, să studiați dacă fracția așa cum este data asta, de sus, este reductibilă sau nu. Este reductibilă prin 7, când nu e de forma care? 7K plus 2. Da? E simplificabilă pentru 7, de forma 7K plus 2. Și nu este simplificabilă pentru nu diferit de 7K plus 2. Nu se mai simplifică pentru nu diferit de 7K plus 2. Da? Dar cum am procedat? Neștiind prin cât se simplifică, am zis așa. Se simplifică printr-un D. Care D nu știu cine este. Deci numărătorul 3 plus 1 e D ori A. Sau D ori B. Da? D ori A, D ori B. Și am redus pe N
Adică am căutat să avem același număr la același coeficient. Deci am mulțit aici cu 5, nu-mi place cu pericul pe care e. Le-am scăzut și am zis cât ori cât să facă 7. Cât ori cât facem 7. Și de aici ne-am zis, păi 1 ori 7, 7 ori 1. Și D egal cu 7 și ăsta face 1. Și invers. Iată, în ultima instanță, am constatat că dacă nu e de forma asta, fracția este simplificată. Da. Doar dacă e doar, că dacă nu, nu se simplifică. Nu mai există un D. Totdeauna D va fi 1. Și la D egal cu 1, simplificarea prin 1 este o mare trăsnaie. Spus. Așa. Ei, mă, La doua nu verifică.
Da, nu trebuie să vă gândiți numai la una. Deci, să vă legați asta, cu asta și cu asta, cum au lucrat aici, da. Lucrează la astea două, să... Da, nu trebuie să vă gândiți numai la una, de la prima. Trebuie să vă duceți și la cele două. Dacă vă gândiți... Adică să uniți două sau trei. 27 se împarte la toate numerele de după el, dinaintea lui. Deci 27 se împarte la tot ce este aici prin asta? Da. Bun. Și... Da. Da, 3 nu se împarte. Și ce am înțeles din asta? Că ar trebui să fie acolo sus. Sus e 30. Când aveți nevoie de așa. Da, normal că sus e 30, că a fost oamenii pe caiet. E 10 ori 3. Dar de unde știi tu că e 10 ori 3? De ce e 10 ori 3? Pentru că acolo... Dacă ai văzut la mine pe caiet. 2 ori 7 e 14. Gata, afară! Nu e așa, dar am profesor, a văzut la mine pe care este asta. Ai fost să facem lumea. Stai să mă, am făcut așa, trei ori trece. Dar cum a lucrat logica și partea asta? Care este partea asta? Poți să vă zic, unde am profesor? 3 ori 3 e 9, apoi de 3 care dă 9. Și am un 3 în mijloc. 3 ori 9 e 27 și încă o dată 3 ori 9 e tot 27. Deci ce urmează? Nu, domn profesor. Deci ăsta de aici, da. Produsul ăsta de aici. Nu este așa. Nu, domn profesor. Vreți să vă arăt? Vreți să vă arăt? Vreți să vă arăt? Deci 1 ori 3 de 3. 9 ori 3 de 27. 2 ori 4 de 8. 7 ori 2 de 14. 10 ori 3 de 30. Deci 1 ori 3 de 27. 9 ori 3. Deci ea merge așa. Pășește pe unul din ei. Deci 1 ori 3 egal cu 3. Nu, cred că ultimul 3. Ultimul 3. 1 ori 3 de 3. Așa. 9 ori 3 de 7. 9 ori 3 de 30. Mai ușor. Iar nu ai respect aici. N-am respect la fel exact. E treaba lor cu respect. Deci noi ce vedem în urmă, trebuie păstrat mai în față, înțelegi, ca să plecem după logica aceea. Deci după ce ne obișnuim cu ce se întâmplă aici, vedem ce zici. 2 ori 4 egal ăsta, 8. Adică partea asta a ramurilor acestora, uitați așa, asta, e de asta. Asta, de asta. Și 100 la mijloace. Ce să spuneți? Și acum sus n-aveam alte ramuri. Ba, ăsta, ăsta și cu ăsta, de ăsta. Asta a zis, revedem și apropo. Pentru că m-am plictis și am început să fac una așa și mi-am dat seama de asta. Sigur, trebuie să analizăm cu foarte multe grijă și până când te prinzi de șmecheri. Bun exercițiu, da? Da. Hai, faceți logică, mai bine. Să nu uitați de like, să abonați la Profil Online. La revedere!